Bine v-am găsit la interviurile DC News. Bogdan Chiriac, Val Vâlcu, discut astăzi cu Claudiu Năsui, ministrul economiei. Bine ați revenit. Bine ați revenit la noi, la interviurile DC News. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să fiu aici din nou. Cum susține Ministerul Economiei dezvoltarea economiei digitale? Acum înțeleg că, să nu dăm cifre, dar o mare parte din PNRR, din efortul Uniunii Europene, este îndreptat către susținerea economiei digitale. Așa este. Sunt două componente mari pe care proiectele din PNRR trebuia să le acopere, anume partea de verde și partea de digital. Noi am inclus mai multe proiecte în PNRR, așteptăm acum să fie și finalizat, să fie aprobat, să treacă prin toate furcile caudine ale Comisiei. Deocamdată ce am făcut până așteptăm PNRR-ul, că până la urmă PNRR-ul e o oportunitate pentru țara noastră, dar asta nu e scuză să nu faci nimic până îți vine, adică na, teorie putea să nici nu fie PNRR, tot ar fi trebuit să reformăm țara noastră. Ce facem este că toate schemele de ajutor de stat, toate programele Ministerului le facem într-un format debirocratizat. În ce sens? Toate lucrurile, toată interacțiunea este online. De exemplu, ultima schemă pe care am lansat-o, schema Horeca, o schemă pe care vă pot descrie, are trei documente care trebuie încărcate și toată interacțiunea are loc pe platforma STS-ului. Și deocamdată, din punctul acesta de vedere, sunt deja pași înspre. Alte lucruri pe care le facem este că debirocratizăm puncte esențiale ale economiei, care până acum mandatau, de exemplu, anumite modele de business care împiedicau digitalizarea. Și vă dau un exemplu foarte recent. Modelul acesta de la fermă la furculiță, de exemplu, care, chiar dacă este un lucru agricol, nu pare digital, el, de fapt, are o componentă digitală foarte puternică, anume faptul că fermierii și clienții sau potențialii lor clienți, locul lor de întâlnire era online. Piața lor era una online și nu era o platformă specializată, nu era cineva care... Pentru fermier era? Se întâlneau online? Fermier? Se întâlnesc online, s-a oprit puțin din cauza unei interpretări, în opinia noastră, mai mult, dar acum avem o clarificare a lucrurilor acesta pe circuit. Practic ei se întâlneau, comunități de 10, 20, 30 de mii de oameni, și fermierii își spuneau ce produse aveau la dispoziție, aveau ouă, roșii, pui, de zarzavat, ce produc ei, și clienții comandau. Și spuneau, vreau și eu 12 ouă, vreau și eu cu tare lucru și așa mai departe. Și lapte. Intrau supermarketurile pe platforma asta? Nu, tocmai, că intrau direct fermierii. Asta a fost și problema. Cumpărătorii erau supermarketuri? Nu, erau clienți, persoane fizice, ca dumneavoastră, ca mine, ca orice ascultător ne ascultă acum. Intrau, comandau și care era specificul acestui model de business și de ce este ceva nou, ceva care, atenție, n-a apărut în România. România a apărut în Suedia, acum se generalizează și e pur și simplu o idee bună pe care o preiau și alții. În loc să transmită cum ați face dumneavoastră acum dacă ați comandat pe Glovo sau ceva de genul ăsta, ni se livrează în, nu știu, următoarea oră produsul comandat. Ei se întâlneau o dată pe săptămână, într-o parcare de obicei, la un mall sau un magazin sau cineva care îi lăsa, le permitea lucrul acesta și își schimbau produsele. Și în felul acesta ei economiseau banii pentru transport, ca să nu faci foarte multe drumuri. Dacă ai foarte mulți clienți, ai face foarte multe drumuri și este un cost. Ei transportau lucrurile o singură dată, toți clienții se regrupează toți o dată pe săptămână, își iau marfa și toată lumea pleacă acasă fericită. Cum vin studenții la pachet în Gara de Nord, la tren... Foarte similar. Cu care și panchetele... Și asta se întâmplă în România? Asta s-a întâmplat în România până acum câteva luni de zile, când a existat o interpretare a legii de către o autoritate de stat care a spus nu se poate așa ceva. Nu se poate pentru că mergea bine și vă dați seama că asta, în modelul acesta nu mai există intermediari. Deci, practic, dumneavoastră puteți să cumpărați direct de la fermier, zero comision, adaos, orice singur cost e transportul al dumneavoastră până la locul de întâlnire și al fermierului până la locul de întâlnire, dar cu toate produsele. Adică, și o autoritate a spus, voi sunteți piață. Deci voi trebuie să vă reglementați ca și o piață. Și asta înseamnă costuri fixe mari. Asta înseamnă că trebuie să prevadă spații sanitare, trebuie să fie deschiși un număr de ore pe zi, în fiecare zi. Sunt niște reglementări de genul acesta
care nu le erau proprii lor, care nu erau modelul lor de business, că ei nu vreau să deschidă o piață. Piața lor era pe Facebook, pe rețele sociale, că grupurile astea de oameni, de 10, 20, 30 de mii de care vă spuneam, există pe Facebook. Și dacă adică eu gratuit, complet. Pe ce spuneți asta? Pe Facebook, pe o cămașă, la un producător. Nu e cam același lucru, doar că mai duce cămașa acasă sau la birou. Sau că vă duceți la un punct terț sau și o luați de acolo. Exact, la cutia, că e un model, am înțeles, de cutie de asta, Easy Box sau nu știu. Exact. Te duci și ții produsul. Exact. Nu e același lucru? Și, da, e exact același lucru, numai că autoritatea... Și ce autoritate a stabilit? Că... O autoritate care, în teorie, trebuie să se ocupe cu protecția consumatorului. De data aceasta a avut o interpretare care, în opinia noastră, n-a fost chiar în protecția consumatorului, pentru că tocmai îți limitează opțiunile. Protecția consumatorului, cea mai bună protecție a consumatorului este tocmai când ai concurență. Când și se bat producătorii să-ți dea... cu mașina pe DN1 și sunt oamenii aceia care, sau pe marginea străzii șoselelor naționale, vând pepeni, cartofi, roșii, nu știu ce, ăla ilegal, ce se întâmplă? Aici trebuie să fac o mențiune, pentru că și producătorii aceștia sunt ferme înregistrate. Adică au aprobarea NSVSA, că puiul pe care îl vând, da, sau ouăle pe care le produc, lapte, roșii, etc., etc., sunt ok din punct de vedere al consumului uman. Și asta este important de menționat. Și de asemenea, sunt reglementați și din punctul de vedere al ANAF, adică dau bon fiscal. Deci aș spune, în măsura în care un antreprenor, fie că el e pe marginea drumului, fie că vrea să intre într-o comunitate de genul acesta ca să-și vândă produsele pe care le face la el la fermă, în măsura în care dă bon fiscal și nu otrăvește lumea, are produsele care respectă standardele minime, eu nu văd nicio problemă ca acel antreprenor să-și desfășoare. Deci această platformă era... inițiată de autorități, era... Nu, era inițiată de niște de antreprenori. Piață, de... Da. De niște tineri fermieri, care de altfel sunt și cei care, de la care am auzit că există această problemă. Și acum avem pe circuit o ordonanță care tocmai că clarifică lucrul acesta. Clarifică că n-au nevoie să se reglementeze ca fiind piață. Și atenție, aberația era chiar mai mare, pentru că, pe de o parte, o autoritate a statului spunea trebuie să aveți aprobare de piață. Arătați-ne aprobarea că sunteți piață. Aprobare pe care ți-o dă primăria care zice că nu, le zicea că nu sunt piață. Oficial, nu pe vorbe. Oficial le zicea primăria, n-aveți nevoie de aprobare. Dar adică, în România, da. Exact. Deci, practic, noi... N-ai cum să scap. Și sunt foarte multe exemple de genul acesta în care noi ne tăiem craca singur de sub picioare printr-un stat care hiperreglementează, adică pe unele zone nu reglementează deloc, ar trebui să facă unde ar trebui să facă ceva, nu o face. Dar în altele te sufocă și, în general, pe ei mici. Pe cei mici sunt cei care suferă cel mai mult, pentru că birocrația are întotdeauna un cost pe care, evident, că cel mare, cel care are un volum mare, nu dau nume acum, dar marile lanțuri de magazine, ele își permit să susțină costuri fixe. Își permit să dea chiar milioane de euro pentru aprobări sau niște condiții sau ceva de genul. Case de avocați, mic, ca să pună birocrația la punct. Exact, adică, case de contabilitate, ca să vadă ce taxe plătesc și ce nu plătesc. Pe când cel mic... Sistemul este suferă. Asemănător, ca să înțeleagă lumea, Uber. Dacă, și eu m-am gândit, de ce n-au putut băieții noștri inteligenți din IT, niște băieți din Bercen, să inventeze ei Uber? Nu? Să pună în legătură niște oameni care merg la... Păi de ce? Pentru că a doua zi e arestat. N-au avocații lumea. E un trist adevăr pe care îl spuneți. Exact. Și tocmai de aceea, noi ar trebui să permitem genul acesta de... Să avem o legislație în care să fie clar că ce nu e interzis, e permis. Dacă vedem că apare un model de business nou, nu știu, nu ne imaginăm acum, că toate... Asta a fost și problema cu legislația noastră. Noi legiferăm și încercăm să ne uităm ce e în piață, după care punem în lege lucrurile acelea și punem în norme, în HG-uri, în ordin de ministru, reglementăm. După care apar inovații care, evident, că nu se mai potrivesc cu ce am văzut noi la un moment dat în timp. De exemplu, și pe mine, dacă mă întrebați acum un an de modelul ăsta de business, ăsta de la fermă la furculiță, direct la client. Nu știam de el și nu e normal. Și vă zic un lucru, nici acum. Sunt o groază de modele de business la care nici nu ne putem gândi care vor apărea în 2, 3, 4 ani de acum încolo, nici nu le imaginăm. Dar tocmai că sănătatea unei economii se vede și în adaptabilitatea ei și în capacitatea ei de a îmbrățișa inovarea și atunci în faptul că legislația o permite. Și de-aia zic că legislația noastră, și aici suntem și facem foarte multe eforturi în direcția aceasta și cu rezultate, de debirocratizare, de dereglementare, de să nu, ceea ce nu e interzis să fie clar că este permis.
să fim și noi deschiși inovării, să apară Uber-ul la noi. De ce să ne apară un Uber la noi? Pentru că exact cum a zis dumneavoastră, la noi dacă cineva ar fi avut ideea să facă lucrul acesta fără să aibă un spate financiar foarte puternic, probabil că lua miliția, probabil că la un moment dat era amendat, se luau bunurile și la un moment dat era poate și închis. Explicația faptului că avem doar 29 de afaceri la 1000 de locuitori, 29 de întreprinderi, avem un număr mic de antreprenori, ce ar putea face guvernul să încurajeze antreprenoriatul? Aici sunt două lucruri pe care ar putea să le fac și pe care chiar le face, sau pe care împingem lucrurile mari din Ministerul Economiei să fie făcute. Sunt două poveri mari pe care, și dacă vorbiți cu antreprenorii ăia, cei reali, cei autentici, ei o să vă spună, ei nu vor neapărat bani de la stat, nu vor să aibă un privilegiu anume, să aibă o pensie specială sau ceva de genul acesta, că tot e discuția asta cu pensie specială. Ei ce vor este statul să-i lase mai mult în pace, să nu le mai pună bețe în roate. Mai ales când ești mic. Aceste mici lucruri, încă o hârtie acolo, încă o declarație semestrială de nu știu ce, încă, nu dau întâmplător exemplu ăsta, vă zic și de ce. Toate lucrurile acestea se adună. Și în momentul în care ești mic și nu ai experiența, nu ai nici banii ca să te ocupi de povara aceasta administrativă, nu ai foarte multe, foarte multe unelte la îndemână, pentru că tu ce trebuie să faci este să concentrezi pe activitatea ta. Da? Nu știu, produc pahare. Eu ar trebui să mă concentrez pe produsul de pahare. În momentul când sunt mai mare și produc foarte multe pahare și să am clienți mulți și o cifră de afaceri decent, atunci poate să vină și povara aceasta administrativă mai mult. Atunci nici nu afectezi atât de tare cursul normal al economiei și îți atingi scopul, anume să scoți, să vezi mugurii aceștia a antreprenoriatului, că ies la suprafață și că unii dintre ei ajung chiar firme de mega succes. Da? Povara aceasta administrativă în România, noi ne luptăm să o reducem. Am reușit să o reducem într-o bună măsură anul trecut, prin Parlament, prin o serie de proiecte de lege care au trecut prin Parlament. De exemplu, până anul acesta era obligatorie declarația semestrială financiară. Trebuia să depui un bilanț semestrial. Da? De ce? Pentru că așa vrea ANAF. La ce folosea? Nu la mare lucru, că oricum toate lucrurile se bazau pe bilanțul anual. Da. Și am spus, nu se poate așa ceva, îl eliminăm. Am reușit să le eliminăm. Înființarea de firme până anul trecut, și aici a fost o luptă mare, foarte mare, cu oameni care trăiesc în birocrație, care respiră în birocrație, care își datorează locul de muncă, birocrație, ambient. România e ultima țară din Uniunea Europeană, și poate chiar din lume, dar n-am făcut o analiză a întregii planete, în care, ca să-ți deschizi un al doilea SRL, trebuia să mai ai pe cineva în acționariat. Da, așa este. Adică eu aveam un SRL. Și vreau să mai deschid un SRL, din vari motive, că și companiile mari, toate lanțurile și toate astea au câte 100 de SRL-uri, au 20, 30, adică depinde pe segmente de activitate și toate astea. E bine, n-aveam dreptul. Trebuia să vorbesc cu dumneavoastră, cu dumneavoastră, cu un prieten, o rudă, să fie acționar acolo cu o parte socială. Și atunci aveam foarte multe SRL-uri cu 99,99% acționar, persoana care de fapt era acționarul, era proprietarul, și 1% cineva sau 0,1% cineva. Și asta era, evident, o birocrație întreagă de fiată. Când făceai o adunare generală a acționarilor, trebuia să-l notifici, trebuia să iei semnături. Pentru firmele străine, iarăși, dacă mai era un acționariat din afară, cu ambasada, cu traducători, cu toate astea. Adică sunt lucruri din astea mici. Și dacă vă uitați la motivele pentru care erau în legile noastre, ne luăm cu mâinile de cap. Și dacă ne uităm la reacția sistemului în momentul în care am încercat să le înlăturăm și când chiar am reușit, iarăși ne luăm cu mâinile de cap. Adică, și vă dau exemplu, pentru înlăturarea aceasta a opreliștei acesteia, am fost atacați inclusiv la CCR. Președintele a retrimis legea în Parlament, am trecut-o de două ori și prin Senat și prin Camera Deputaților, după care a fost atacată la CCR de către fostul guvern și într-un final am reușit. Și dacă ne uităm la care era motivația, dar de ce oare chestia aceasta, de ce să fim noi? Pentru că pur și simplu noi în anii 90, legea 31/90, legea societăților comerciale, faimoasă, a fost copiată de la francezi. Și francezii aveau prevederea aceasta. Dar motivul pentru care francezii aveau prevederea aceasta era pentru că firmele cu acționariat unic aveau un regim fiscal preferențial. Și atunci, ca să nu deschid eu 7 firme cu regim fiscal preferențial, mă lăsau să-mi fac una singură, care avea regimul acela fiscal, și celelalte, evident, mai puneam pe cineva în creare. Noi n-am avut niciodată asta, dar am copiat motamo acel articol. Deci am copiat doar povara, nu și beneficiu. Exact. Da, exact. Și mai grav, francezii au eliminat prevederea, știți când?
În 94. Păi piața, noi comună, am ținut-o. Piața comună înseamnă că nu poți să acorzi, cum eram, aveam și noi acele zone de favorizare fiscală. Și când am intrat în UE, a trebuit să le, da, să renunțăm la ele cu, da, pentru piața costă comună și, da, level playing field. Poate că și Franța și-a armonizat legislația 94. Da, să știți că Uniunea Europeană te împiedică dacă vrei să faci favoritisme. Asta, dacă tu crezi birocrație care te îngreunează, aia e treaba ta, e pe barba ta. Adică aia e treaba ta să o elimini, să fii proactiv, să nu lași. Și lucruri de genul acesta. Multe, că sunt mai multe, nu sunt nici de cum singurele. Și mergem, iarăși anul acesta avem propuneri să tot de debirocratizare, tot în zona aceasta de reglementări pentru a scădea această povară administrativă. Și mai e o povară cu care trebuie să ne luptăm și aici, din păcate, prerogativele Ministerului Economiei sunt mai reduse, dar e ceva care este în programul de guvernare și pentru care ne luptăm, anume o reducere a poverii fiscale pe muncă. Pentru că până la urmă povara aceasta fiscală se simte în toată economia. Degeaba taxezi un singur lucru. El va avea reverberații peste tot. În momentul în care noi suprataxăm, și nu folosesc cuvântul supra degeaba, suntem în topurile europene, depinde unde vă uitați, fie suntem pe locul 1, fie suntem pe locul 2, adică nu suntem niciodată departe de primele locuri. Pe cât este impozitat un salariu minim, cât sunt impozitate persoanele care câștigă puțin, la România este în top. România este în top și asta are consecințe. Nu ne putem imagina că noi, de exemplu, dacă mâine Ministerul Finanțelor zice nu avem bani, avem deficit, dublăm impozitarea pe muncă, lucrul acesta are imediat impact. Și exact impact, exact problemele pe care le vedem acum, de la penurie de forță de muncă, de la forță de muncă care îți pleacă în alte țări, pentru că România nu are o problemă a forței de muncă. Și aici știu că o să fie scandalos când zic asta. Nu are o problemă România? Nu, are o problemă cu exportul forței de muncă. Noi creăm forță de muncă care muncește în alte părți. Noi avem peste 5 milioane de români care muncesc în alte țări. Asta înseamnă că noi avem forță de muncă, doar că ea nu muncește la noi. Și atunci ar trebui să ne punem întrebări, dar de ce nu muncește la noi? De salarii mici. Și haideți să vedem care sunt motivele pentru care sunt salariile mici. O parte din motiv, sunt de acord, este productivitatea muncii, care, din cauza acumulării de capital, care e mult mai mare în alte țări decât în România, motive istorice, nu intrăm în detalii, este mai mare în alte țări. Dar avem și această parte pe care o putem rezolva mult mai rapid, a impozitării muncii, a taxării muncii, acestei poveri fiscale pe care noi o punem într-o măsură foarte mare, taman pe salariile mici. Adică taman pe salariile la care orice școală de gândire economică, că e de stânga, că e de dreapta, va spune că le suportă mai greu. Că una e să iau unui om 400 de lei din 1000 pe care îi muncește și alta e să iau unui om 400 de mii de lei dintr-un milion. Ăla se va descurca și cu 600 de mii se descurcă, nu-și schimbă standardul de viață. Dar ăla care are 1000 de lei și ei 400, îi va fi mai greu. Și e ideea aceasta dumneavoastră de a elimina impozitarea de la salariul minim. Cum s-ar putea face asta? Sunt două feluri. În programul de guvernare avem, deci, haideți să vă prezint cele două. Primul este cel pe care l-am susținut noi cel mai tare, al doilea este o soluție de compromis la care am ajuns cu partenerii de coaliție. Primul era să începem pe tranșe să nu mai impozităm salariul minim. Adică, în primul an, nu mai impozităm primii 400 de lei pentru toată lumea. Și asta înseamnă că pentru toată lumea, asta înseamnă un plus de 200 și ceva de lei la salariu. Da. Da. Al doilea an, mai facem încă 400 de lei. Al treilea an, la fel, gradual, până ajungi la nivelul salariului minim. Și în felul acesta ai o sumă de bani. Și o politică și socială în același timp. E și economică, că îți încurajează munca, scoate lumea din inactivitate. Apropo de topuri, noi suntem în topuri și al inactivității. Suntem pe locul 3 în Europa. Oameni care nu muncesc nimic. Oameni care nu muncesc. Da. Care muncesc la negru. Sau și care muncesc la negru. În zona rurală, totuși, ai jumate de populație rural. El se duce, lucrează la șparanghel, după care stă pe cuptor până la sezonul următor agricol. Munca la negru sau munca la gri, cum se întâmplă în România, adică pun salariu minim pe acte sau un salariu mic, după care restul iau la plic în mod ilegal. Menționez ca să nu... E ilegal lucrul ăsta? Este evident ilegal. Da. Diferența aceea dată care nu e oficială, nu este declarată la fisc, este constituie evaziune fiscală. Chiar dacă banii care se pun la plic nu sunt obținuți ilegal?
Fiindcă s-a spus că în România e foarte mult, cred că suntem locul 3 în munca la gri, locul 1 e Olanda, pentru că ar prea de ciudat. Acționarul, proprietarul firmei scoate banii pe dividend cu plata tuturor impozitelor. Aia nu e ilegal. Nu e ilegal. Da. Și după care îi dă angajaților. Asta e ilegal. Fără să declare. Faptul că îl dă la angajaților are dreptul, dar trebuie să o declare. Și când o declară, păi autorităților fiscale trebuie să o pună în cartea de muncă. Că i-a dat o primă? Inclusiv prima e câștig salarial conform codului fiscal. Deci și ăla trebuie impozitat. Conform actualului cod fiscal, orice mișcă aproape este impozitat. Păi a mai fost impozitat tot. Bine, în teorie n-ar trebui să iasă prin dividend, ar trebui să se ducă direct din firmă către om. Nu, da, adică, firma plătește cei 16%, apoi plătește 5% impozit după dividend. Asta dacă și-a extras acționarul banii. Și este extras acționarul banii, după care dorește să-i dea ca primă angajaților. Tot trebuie să există o formă care e declarată, un motiv pentru care, și dacă e primă pentru muncă, atunci ea este și va fi la orice control fiscal considerată câștig salarial și beneficiu salarial. Și atunci va fi retratată de organul fiscal îi se va lua jumătate. Asta este toată problema, că e atât de mare. Dacă n-ar fi atât de mare această povară fiscală, vă garantez că oamenii nici măcar n-ar mai încerca să facă lucrurile. Din ce spuneți dumneavoastră, domnule ministru, rezultă că jumătate dintre firmele din România sunt în ilegalitate. Fiindcă dacă suntem locul 3 după Olanda și mai e o țară. Ungaria. Ungaria, iată. Olanda și Ungaria suntem locul 3 pe munca la gri, ce se numește munca la gri, înseamnă că practic jumătate dintre antreprenorii români acum pot fi băgați la Bauhaus când vrea instituția. Să știți că era o vorbă a lui Cicero, cred că cu cât mai multe legi, cu atât mai mulți infractori. În momentul în care creăm niște legi în care sunt atât de stufoase și orice faci trebuie să faci, nu știu ce, orice mișcare faci ești pasibil, atunci deodată statul are o putere foarte mare asupra individului. Și asta este o problemă. E o problemă într-o orice societate liberă, nu că e democrație sau nu, e orice societate în care vrea să aibă oameni liberi, are o problemă cu asta. Și de-aia zic, uitați-vă ce s-a întâmplat la construcții. Construcțiile sunt un caz în care, dată de guvernul PSD, dată prin faimoasa UG 114, care a fost un dezastru. Dar și UG 114 avea o componentă bună. Și am spus-o și la vremea respectivă. În general, presa m-a mediatizat cu ce am zis negativ de ea. Eram în opoziție și atunci critica era cea care prima. Dar a avut partea aceasta cu facilitatea pentru constructori. Și au scăzut taxele pentru construcții. Sunt niște detalii tehnice, că e o problemă acolo, cum au făcut-o, că peste un anumit salariu scade salariul net. Au explodat construcțiile. Au explodat construcțiile. Firmele care fac acum construcții plătesc mai multe impozite decât plăteau și atunci. Deci, practic, statul ia mai mulți bani acum, dintr-o reducere a fiscalității. Și nu doar atât, nu mai există muncă la gri în construcții, pentru că, și vorbiți cu orice antreprenor, să vă facă calculul, dacă iau prin impozitare și apoi dividende și dau omului, plătește cam cu 5-6% mai puțin decât dacă îi dă direct la alb. Păi ce merită riscul ăsta? Nu se mai merită niciun risc, totul este la alb. Și noi zicem în felul următor, bun, la construcția funcționează și lucrurile acestea funcționează de obicei. Haideți să facem asta pentru întreaga economie și mai ales pentru cei cu salariile mici. Ziceați de rural. Ruralul se deșertifică în România tocmai din cauza faptului că oamenii pleacă să caute locuri de muncă în alte țări. Sunt foarte multe cazuri și merg prin sate și în Maramure și în alte județe și în alte locuri și vedem cum sunt case în construcție lăsate și afli de persoana respectivă că e plecat la muncă în Spania, în Italia, undeva și tot mai construiește. Deci nu sunt oameni care nu le place România, nu sunt patrioți. Dimpotrivă, sunt foarte patrioți. Iubesc România, trimit bani în România, apropo de asta. Da. Banii pe care îi trimit în România au făcut mai multe să țină cursul ăsta de schimb care acum iarăși e pe creștere, adică scade leul. Au făcut mai multe să-l țină în frâu decât probabil toate instituțiile statului român. Da? Deci nu e o problemă de naționalism, nu e o problemă de oameni care nu le place România sau nu vor să mai audă de țara în care s-au născut, e o problemă de sistem. Și problema de sistem, partea bună, vestea bună e că problema de sistem le putem rezolva. Că dăm o lege, facem ceva. Aici se schimbă sistemul. O reformă, că tot sunt puține antreprenori, deci sunt puține locuri de muncă, că oamenii se duc după antreprenori, că trebuie să te duci după o firmă. Unde te duci să lucrezi? Nu să lucrezi pe speze proprii. Știți cum? E o problemă de ou și găină. În momentul în care ai un mediu prietenos, îți apar antreprenori. Da.
Dumneavoastră ați construit o firmă întreagă, privată, sunteți exact arhetipul antreprenorului. În momentul în care statul, de exemplu, ar fi fost unul care orice mișcare ați fi făcut vă îngreuna, nici nu ați ziceați, hai că mă las pe gubaci, nici nu încerc. Și atunci ar fi zis, păi uite, nu există antreprenori. Păi nu există pentru că nu i-ai lăsat să apară, nu există pentru că le-ai pus bețe în roate la fiecare moment al începutului lor. Și vă mai spun un lucru, că mi se zice, ce facem contra falimentelor? Falimentul este o instituție autoreglementatoare a pieței, până la urmă. Faptul că cineva încearcă nu e o garanție a succesului. Și statul nu trebuie să-ți garanteze succesul. Statul ce trebuie să-ți garanteze este că un mediu cât mai prielnic pentru dezvoltare. Dacă cineva, antreprenor, a încercat odată, n-a reușit, a mai încercat toată, a dat faliment, încă o dată, a treia, a patra oară, la un moment dat, poate să reușească. Învață din experiență. Așa funcționează societatea capitalistă. Așa a făcut tipul de la McDonald's, patronul. Croc, vorbim de statul, numai de statul român. Hai să vedem ce se întâmplă cu celelalte state. Sunt firme românești care încearcă să se extindă pe piața regională, globală, și guvernele respective cam strânșuri. Uite ce s-a întâmplat cu Digi în Ungaria. A fost forțat să vândă acolo, să plece. Cum sprijiniți firmele care românești care încearcă să depășească acum barierele, să știți că ducă și prin ambasadorii României, din câte știu eu, se fac eforturi de multe ori să ajutăm firmele noastre care sunt și investitorii români în alte părți. Din păcate nu sunt la fel de mulți investitori români în alte părți cât sunt investitori ai altora la noi, dar din câte știu, să știți că există un efort al MAE prin rețeaua de ambasadori să-i susțină și în măsura în care, evident, asta nu e o garanție a succesului, dar unele cazuri se pot rezolva și prin rețeaua diplomatică în cazurile de investiții mari. Și facilități pentru cei care vor să extindă pe alte piețe, uite, în Polonia, de exemplu, firmele sunt sprijinite la ei în țară ca să ducă la noi în țară. Exact, să prindă piață, suplimentar. Da, exact asta, de exemplu, e un lucru pe care l-am discutat chiar ieri cu ministrul finanțelor și sperăm să-l implementăm cât mai repede, este această o facilitate fiscală de data aceasta pentru cei care vor să-și internaționalizeze produsele. Adică dumneavoastră, dacă vreți să participați undeva la un târg, sau să aveți un efort, să vă duceți în altă țară, să vă prezentați produsele și să aveți vocația de export, să o faceți în felul următor: pentru fiecare leu pe care îl cheltuiți acolo, să deduceți 3. Din baza impozabilă. Ați cheltuit 100, deduceți 300, etc., etc. Și în felul acesta să încurajezi... Asta e un proiect de lege. Asta este un deci proiect de lege. Deci pentru participarea la târguri și expoziții. Inclusiv pentru asta, da. Efortul de internaționalizare, până la urmă. Nu știu, dacă DC News dorește să-și deschidă DC News Italia, fiindcă avem piață, sunt 1 milion de români cel puțin acolo... Bine, noi avem știri diaspora care se adresează, dar să spunem că vor un site în care să angajăm italieni, români din Italia, e o investiție, nu știu, 200.000 de euro cel puțin, plus o investiție cu care să menții acel site. Primim facilități din partea statului român? Asta se adresează pentru târguri și pentru internaționalizarea. Doar atât. Da. Mai avem... secunda aceasta n-ați primit, deci ca să vă dau și un răspuns, primim, că clar, chiar dacă deci, nu vă place, trebuie să vi-l... Spesele noastre, am înțeles. Da. La chestiunea asta cu dezimpozitarea la primii 400 de lei despre care vorbeați, ca modalitate de implementare, asta se întâmplă și la cel cu salariu minim, se întâmplă și la cel care are 100 de milioane de lei pe lună, nu? Da. Tot. Corect. Deci toată lumea primește în plus, da, în zona asta. Da. Și de ce nu aplicați această măsură? E o luptă, trebuie să recunosc. În programul de guvernare, noi am bătut palma pe ea, în altă formă am bătut-o pe a face un proiect pilot într-un anumit sector. Să vedem cum reacționează și nu pe 400 de lei sau pe tranșe, ci pe întreg salariul minim. Într-un anumit sector economic sau sector capitalei? Nu, într-un anumit sector economic. Pentru toată țara, dar într-un anumit sector economic, care ar putea, de exemplu, foarte bine fi Horeca din multe motive, și anume faptul că în Horeca, în general, sunt salariile mai mici decât în celelalte industrii, și pentru că acea muncă la grei, de care vorbeați mai devreme, e mai prevalentă în anumite sectoare, sigur, inclusiv că. În Horeca. Ori asta este o măsură care tocmai îți scoate, îți albește imediat toată remunerarea. Și de ce nu faceți? Mai ales că i-ați și ajuta.
pe patronii din Horeca care au avut mari probleme. Și, mă rog, au mai scos capul în vara asta, dar nu se știe ce va fi în toamnă. Și vă spun un lucru. Noi, schema de ajutor de stat pentru Horeca e de 2,5 miliarde, ca să avem așa o idee a impact. Lei, ca să avem așa o imagine. 500 de milioane de euro. Da. Dacă am fi să facem măsura aceasta pentru Horeca, impactul e de 1,9 miliarde. Deci e mai mic. Deci am putea să o facem. E, să nu mai facem pe aia, o facem pe asta, care e mai bună și din multe deci puncte de bună. Toți angajații din Horeca să nu mai plătească impozit pe salariul minim. Primii 2300 de lei pe salariul. Adică să aibă un beneficiu de 200 dar de lei. Dar plătești șomajul și... Chiar practic, tu acum avem... Asta e întrebarea foarte bună și mă bucur că o puneți. Nu, toate contribuțiile, toată povara fiscală se înceapă de la 2300 de lei în sus. Este exact modelul care e aplicat și în alte țări în Uniunea Europeană și în Europa, în care practic ai niște bani care sunt siguri ai tăi. Primii pe care ei. Și dacă vă uitați la toate țările, bine, iau modele de impozitare progresivă mulți dintre ei, dar nu încep la zero. Încep de la 10.000 de euro în sus pe an sau diferite sume. De exemplu, în Anglia, de la 9.600 de lire în sus, încep contribuții. Până în 9600 nu plătești. Nu contribui nici medical, nimic. Nici pensie. Bun, asta înseamnă că nu ești asigurat. Au full tax. Asta nu înseamnă că nu sunt. Și full tax. A fost introdusă de Margaret Thatcher o taxă. Că, altfel, cum să finanțezi sănătatea? Ce se întâmplă cu bugetul CNAS dacă 1,5 milioane nu mai plătesc aia 10%? Pe eu zic că ei nu o să rămână. Și ce se întâmplă? Uitați-vă și la construcții. Oamenii care unde s-au întâmplat genul acesta de scăderi fiscale au ajuns să plătească mai mulți bani la bugetul de stat și mai mulți bani la stat decât plăteau înainte. Și statul va finanța asigurările de sănătate? Statul oricum finanțează asigurările de sănătate și aș zice că problema este de impact. Când ziceți cum finanțează pensiile, cum finanțează asigurările de sănătate, cum finanțează drumurile, școlile, autostrăzile, toate lucrurile. E o problemă de impact bugetar. Noi am, uitați-vă ce zice și Consiliul Fiscal, cât au crescut cheltuielile anul acesta. În momentul în care cresc cheltuielile, avem exact aceeași problemă de finanțare. Noi ce spunem este, haideți să nu mai creștem cheltuielile chiar cu sumele cu care s-au crescut și haideți să mai lăsăm și din bani la oameni. Pentru că avem o problemă reală în economie prin această greutate pe care o punem pe umerii oameni. Deci ar fi în felul următor. Spun, fiindcă sunt convins colegii mei or să dea această știre cu prioritate. Deci salariul minim 2300 de lei, eu angajat la Horeca iau cei 2300, nu plătesc nici șomaj, nici sănătate, nici pensie. Aceste contribuții se adaugă dacă cumva am salariul de 3000 de lei, atunci iau 2300 și pe cei 700 rămași plătesc toate aceste lucruri. Ați înțeles perfect. Bun. Da. Exact propunerea noastră și exact asta este formula care a fost pusă în programul de guvernare și să zic că este programul acela de guvernare până la mine contractul nostru cu partenerii noștri de guvernare. Da. Și evident ținem trebuie să ajungeți la un consens cu liberalii, cu DMR-ul. Deci sunt 1,6 milioane de români cu salariu minim pe economie. Ei aduc o sumă mare, importantă de bani în bugetul de asigurări de sănătate, de șomaj, de pensie, de ce este pe... Ideea este cum îl compensați. Dacă tăiați pensiile speciale, atunci aveți bani. Nu o să le puteți tăia, deci excluz acest, în punctul meu de vedere, deci e inutil să mai discutăm despre acest aspect. Poate doar să le ponderați un pic, că totuși nu e normal să aibă unul pensie 700 de milioane și altul 6 milioane sau 7 milioane în România. Haideți să vă răspund, pentru că e foarte, foarte important. În momentul în care noi am făcut propunerea aceasta, o facem pentru a limita creșterea cheltuielilor. Deci, practic, v-am zis, de exemplu, în loc să dai 2,5 miliarde pe un mod în care iei de la toată lumea și apoi dai selectiv, mai bine lași 1,9 miliarde. Deci ești pe plus cu 600 de milioane. Mai mult de atât, atunci când crești salariul minim brut, că acel brut este cel pe care îl stabilește statul, crești toate pensiile speciale. De ce? Pentru că pensiile speciale sunt corelate cu salariile în plată și salariile în plată la stat sunt toate multipli de salariu minim. De exemplu, un parlamentar are 9 salarii minime. Dacă crește salariul minim cu 100 de lei, omul care are un salariu minim i-au crescut veniturile cu 100 de lei, alea brute, de fapt, net cu 50 și un pic. Parlamentarului i-au crescut cu 900 de lei. Pensiile speciale care sunt corelate cu toate salariile acestea
cresc și ele cu același timp. Dați o ordonanță de urgență și nu le mai corelați. Asta este chiar puteți să faceți. Ceea ce ne dorim până una alta ar fi, haideți să nu mai creștem salariul minim brut, haideți să creștem salariul minim net prin aceste tranșe de neimpozitare. Și asta ar fi o soluție foarte bună. N-ar mai crește nici toate cheltuielile statului, nici pensiile speciale, nici acum înțeleg, salariile bugetare. Dacă noastră mai crește salariul minim, nu e că crește salariul, că la stat nu mai sunt salarii minime. Nu, practic nu sunt, da, în zona asta, dar practic cresc aberant cheltuielile statului. Da. Că toată lumea la stat e indexată în funcție de salariul minim. Da. Și nu puteți să dați o lege prin care să scoateți chestiunea asta? Păi putem să nu mai îl creștem, că până la urmă el se crește prin hotărâre de guvern. Deci pur și simplu hotărârea de guvern poate să zică nu îl creștem anul acesta, dar creștem salariul minim net. Adică asta facem transe de neimpozitare și în felul acesta banii ajung, cresc salariile celor care au cele mai mici salarii, de fapt ale tuturor, dar care se văd proporțional mai zdrav pentru cei care au salarii mai mici. Da. Și mai se întâmplă un lucru când crește salariul minim. Practic, salariul minim a fost folosit foarte mult ca o unealtă fiscală. În momentul în care statul crește salariul minim, toți antreprenorii, inclusiv cei care au muncă la gri, plătesc deodată mai multe taxe și impozite pe salariile pe care le au în plată. O întrebare, colegul nostru Tudor Curtifan de la Defense Romania, ne-ați acceptat, va lua un interviu pe industria de apărare. Totuși am o întrebare de avanpremieră în ceea ce privește. Am văzut că ați intrat cu putere în această industrie de apărare, care, mă rog, deși România acum investește anual miliarde de euro în această industrie, industria românească nu beneficiază deloc de lucrul ăsta. În plus, așa este, foarte multe companii erau în faliment, în insolvență, cu șefi puși de 20 de ani și nu mișcau absolut nimic. Băi, asta e o piață foarte dinamică. Trebuie să te mai și miști, să încerci să vinzi. Că, mă rog, mai găsești de vânzare produse bune și ieftine. Cumpără și Egiptul și Orientul Mijlociu. Și, adică nu iei numai avioane de 200 de milioane de dolari bucata. Mai iei și un glonț fabricat nu știu pe unde și alte lucruri de astea. Să știți că aveți mare dreptate. E printre la ce am găsit în minister, practic în Ministerul Economiei au fost lăsate companiile cu problemele statului român, ca să asta gestionați, companiile cu probleme. Asta gestionăm, da. Avem foarte puține energie companii. Energie la Ministerul de Energie, că de asta o să vă întrebăm și dacă puteți face ceva pentru facturile românilor, chiar dacă nu sunteți Ministrul Energiei, dar revenim la... Haideți să vă întrebăm să, de apărare. Să răspund la asta. Într-adevăr, sunt multe companii care sunt în... cele din apărare n-au ajuns în insolvență sau faliment pentru că au avut niște legi care le-au apărat de lucrul acesta. Dar dacă ne uităm la ele, pierdere an de an, datorii colosale, mai ales la bugetul de stat. Da. Apropo, dumneavoastră aici sau orice antreprenor, normal, dacă începe să nu să aibă datorii la stat, știți ce se întâmplă? Opriri, executări silite, nimeni nu era, vă închide, da? Da. La un moment dat poate intră și pe patrimoniul personal sau vă șicanează personal. Adică, pe când companiile astea au acumulat datorii și acumulează datorii mari, asta este la momentul ăsta în timp, ele în trecut li s-au mai șters datoriile. Deci, practic, ce se întâmpla este că ele existau, au avut o inventivitate foarte mare oamenii care le-au condus în modurile de a căpușa acele societăți și nu... Sunt cuvinte grele, dar sunt realitatea. Au înstrăinat active pe aproape nimic, au cheltuit fondurile aiurea pentru niște firme care le erau apropiate. Au creat aceste datorii, după care statul venea și ștergea datoriile din urmă. Spunea, gata, vă dăm o șansă nouă. Și tot așa. Lucrurile astea trebuie să se termine. Și da, într-adevăr, am intrat cu putere în ele, am desființat niște funcții, se numeau de administrator special pentru privatizare. Este o lege din 2002, care a fost dată în 2002. Culmea, dacă ne uităm și ne-am uitat și la nota de fundamentare, la justificare și tot, era făcută pentru accelerarea privatizării. Ideea era, haideți să privatizăm firmele acestea și ca să le privatizăm, punem un administrator special de privatizare pe lângă Consiliul de Administrație, deci încă o categorie de specială de administrator, care să o pregătească în vederea privatizării. Ce s-a întâmplat, dacă ne uităm 20 de ani după aceea, mai târziu, este că oamenii aceștia n-au făcut decât să-și ia niște salarii
bunicele, 19.000 de lei pe lună e un salariu foarte, foarte decent, și companiile care poate la momentul 2002, nu-mi dau seama exact, poate atunci erau privatizabile, acum e clar că nu sunt nici măcar privatizabile. Cel mult le dai terenul pentru, dacă e vreun orășel, mai pentru imobiliare, pentru asta eventual, sau să facă vreun Kaufland, vreun chestie de asta. Măcar ar folosi cineva terenul. Ar folosi cineva și eu. În zona asta, da. Da. Până la urmă, interesul e să meargă economia. Deci ce s-a întâmplat cu multe dintre, nu toate, aici nu vreau să fie foarte clar. Am făcut și sunt primul ministru al economiei care face vizite în fabricile acestea și în mine, și, pentru că vreau și să văd și una imaginea care ți se prezintă. Alte sunt cifrele și alte când vezi și tu cu ochii tăi și... Minele chiar le închideți, cum vrea Uniunea Europeană? Noi nu, noi tocmai că eu sunt partea de sare cu Salromu, chiar am vizitat minele lor. Ați dat această informație, zic eu, de super prime, prime time. Grafitul, grafenul, baterii. Avem vreo șansă în România? Toată lumea, Ungaria face baterii, o să facă baterii, ați văzut? Da, eu zic că trebuie să avem și viziune puțin. Adică lumea de peste 5 ani va fi lumea bateriilor. Da, efectiv. Total de acord. Și bateriile din ce sunt construite? Din o serie întreagă de materii prime, una dintre care este grafenul, și grafenul se face din grafit. Și ghiciți ce avem noi în România? Salromu. Exact, Salromu are are o licență pentru un zăcământ exact de grafit. Și chiar nu văd absolut niciun motiv pentru care n-am construit această industrie. Bun, nu o să termine lucrurile cât sunt eu, nu o să tai eu panglica. Asta e. Sunt ok cu asta. Dar să se nască aici o industrie de exploatare de grafit și lângă ea toată producția de grafen. Și vă spun un lucru. Tesla face în Germania. Super, fabrică în zona asta. Haideți să le oferim și noi. De ce ar veni în România? Că trebuie să avem un avantaj comparativ. Ca să avem grafitul de la Salrom și vă face Tesla face mai bine aici. Atât. Face mai bine. I-am pregătit exploatarea. Pentru Salrom am vorbit inclusiv cu instituții financiare internaționale să vină cu investiții. Vrem să facem și listarea ei la bursă, care este o garanție a transparenței. Este un lucru foarte bun, mai ales dacă vrei să atragi investiții. Și pregătim, chiar zilele trecute a fost finalizată licitația pentru studiul de fezabilitate și apropo de ce se întâmplă când faci licitațiile, da. Exact. E o firmă foarte serioasă, adică nu, na, România are o experiență cu studiul de fezabilitate făcute de firme de apartament. Mai ales, da. Nu comentez. Deci, na. Când faci lucrurile serios, iată că ai și rezultate serioase, cel puțin la nivelul acesta. Sunt convins că exact cum au reputația că facă, își vor face o treabă foarte bună și aici. Și măcar punem lucrurile pe un făgaș în care să se întâmple această exploatare de grafit și în jurul ei să favorizăm, și aici va fi un avantaj comparativ al României, că de-aia spuneam, de ce să vină? Păi, o firmă ca să vină la tine în țară sau ca să facă o investiție. Trebuie să aibă predicția unui profit, să fie profitabil acolo, să știe că acolo, dacă o fac, e mai bine decât dacă o fac dincolo. Păi, România, dacă nu facem această exploatare de grafit, nu avem această industrie a grafenului, care ar fi motivul? De ce ar veni tocmai aici? Așa se duc altundeva. Haideți să începem lucrul acesta și vă mai spun un lucru. Țările din Europa de vest se concentrează foarte mult pe pasul final al producției efective de baterii, dar toate celelalte materii prime e nevoie și de ele. Asta este o nișă pe care România poate să meargă, da, și fiindcă valoarea adăugată e acolo, la pasul final al bateriei. Când se concentrează toată lumea, să știți că pe același loc o să crească valoarea adăugată. În orice moment, în ciclul economic și în lanțul de producție, acolo unde se concentrează mai mulți, acolo scade profitul per firmă. Acolo unde sunt mai puțini, evident că poți să iei un profit mai mare. Ceea ce nu înseamnă că eu descurajez producția de baterii, eu chiar o încurajez, doar că cred că trebuie să ne vedem și interesul pe lanțul ăsta de producție. Apropo de apărare, și firmele românești sunt în acest război economic prinse, cine le apără la Bruxelles, cine le reprezintă interesele? Acolo se iau deciziile care afectează sectoare întregi, cum spuneți. În primul rând trebuie să, știți cum, mai întâi să faci ordine în casă. Deci este pasul numărul 1 și este exact asta, e unul dintre motivele pentru care am acceptat să vin la Ministerul Economiei, pentru că aici e multă muncă de făcut. Sunt companii care de 30 de ani aproape sunt pe tipicul pe care l-am descris mai devreme, cu zero șanse. Problema nu e Bruxelles-ul pentru ele. Ok, unii o să dea vina pe Bruxelles că n-au cei care vor să se extindă, cei care
au investit, care funcționează. Să știți că acelea au sunt câteva. Au anumite interese. La Bruxelles se fac jocurile. Sunt câte. Să știți că am participat la întâlnirile Consiliului Uniunii Europene. Am susținut exact poziția României, agreată și cu primul ministru și cu Maie și cu toată lumea, și care este una foarte favorabilă industriilor noastre. Adică întotdeauna ne-am văzut, cel puțin cât am participat eu. Acum, într-adevăr, România a avut o deficiență în trecut în a-și reprezenta, a-și vedea interesul inclusiv la Bruxelles, că și Bruxellesul acela nu este o entitate separată de noi. Și noi suntem o țară acolo, avem reprezentare și Parlamentul European și avem un voting power, o putere de vot acolo și trebuie și noi să ne vedem interesul. De multe ori nu ni l-am văzut, dar să știți că cel puțin de când sunt eu aici și în acest guvern, nu văd că s-a făcut vreo carență în privința aceasta. Problemele industriei de apărare nu ne vin de la Bruxelles. Nu vorbim de apărare, afaceri. În general, apărarea așa. În general, cred că avem problema, și între ghilimele este problema, e o transformare a economiei care are loc, care pleacă de la Bruxelles, dintr-un consens european. Vrem să facem parte în clubul acesta european, atunci îl avem și cu bune și cu rele, să zicem așa. Adică îl avem și cu partea de bani, de subvenții, de piață comună, dar și cu partea de reglementări. E curentul acesta verde care vine și, apropo de prețul energiei, da, o parte din el e datorat și acestui vânt. Nu vă întreb de colegul liberal de la energie, dar totuși ce face guvernul nostru? S-au majorat facturile la curent și gaze de 3 ori. Nu rezistă nimeni. Deci englezul, francezul, nu rezistă firmele. Neamțul, că, hai, cum să spun? Mai pune un plovăr pe el, dar ce face o companie, domne, care lucrează cu energie? Ieșea în stradă, plus companiile care și pe noi ne costă emisiunea de 3 ori mai scump, că curent folosim. Și pe internet, și aici, și peste tot. Și industriile. Care, și industriile. Da, face. Nu zic de ăla de face oțel în cuptorul Martin electric și nu știu ce. Cred că îl doare capul acum. Cred că închide. Asta este, să știți, o problemă reală. N-aș vrea să... Știu că ministrul a anunțat câteva idei. Aș vrea să mă limitez la portofoliu pe care îl pot influența și în care vă pot spune ceva aviza. Putem da o speranță, totuși, în România și locuitorilor și companiilor, că totuși cumva vor fi plafonate, vor fi reglementate, cumva, în piață liberă. Trebuia să o faceți în 2008. N-a făcut-o nimeni, fiindcă știau ce se întâmplă. Să știți că dacă se întâmpla atunci, nu aveam. Acum s-au acumulat și mai multe lucruri. De exemplu, prețul acestor certificatelor de carbon, certificatele verzi. Și aici mai sunt niște lucruri în care n-aș vrea să comentez, să fie interpretat. S-au deschis 100 de moluri care trag aer condiționat. Și pe de altă parte e nevoie de consum, Vali. Păi consumul poți să-l faci și în online, îți comanzi acasă și stai cu familia, ieși și te duci la o fermă. Nu, dar ăla consumă energie. Molul este o industrie. Eu m-aș uita mai mult pe partea de producție. Și face energofarm. Eu m-aș uita mai mult pe partea de... Face, dar n-ai energie, n-ai producție. N-aș da vina pe consumatori. Într-adevăr, în măsura ce o să crească consum, o să crească prețul și consumul se va reduce. Da? Inclusiv pentru unii care consideră că nu poți să ții molul deschis la acest preț al energiei, de exemplu. E mult prea scump, dau un exemplu. Dar partea pe care trebuie să ne uităm este partea aceea de producție. Și aici sunt niște investiții care trebuiau făcute acum ani de zile. Și înțelegem că e o hidrocentrală terminată 95% care nu poate fi finalizată din cauza avizului de mediu. Nu, a fost atacată în justiție de un ONG care da, nu facă rafting, că trece. Bun, soluția era foarte simplă și ține de administrație, nu neapărat de justiție. Să mută aria protejată pe un teren echivalent în altă parte, nu știu, mi ofer curtea blocului. Când vrei să găsești soluții, le găsești. Deci nu ca pe îndoială. Noi, repet, aș vrea să nu intru foarte mult pe portofelul unui coleg, să spun de acolo. Dar să știți că țara e în picioare, ce n-a fost până acum pe ăsta știu deja. Știu și o înțeleg și ce pot să susțin, cel puțin din punct de vedere al Ministerului Economiei, este că noi am făcut și facem luăm toate măsurile acestea tocmai pro-consumatori, pro-români și inclusiv măsura de care vorbeam mai devreme, una care ajută în momentul în care ai un salariu mai mare, te ajută să-ți plătești și mai multe facturi. Că ideea de statul care ți ia cu o mână și apoi, că am văzut că se vehiculează și ideea asta de o nouă schemă de ajutor de stat, păi și ce facem? Deci îi taxăm pe toți românii, după care le dăm bani la toți românii, nu e mai ușor să le lăsăm banii, adică ce facem? Ne jucăm de administrația, așa, luăm 100% din salariu, redistribuim 100% din venituri și am făcut treabă, adică nu, ce... Da, e mai greu așa după.
Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la interviul nostru. Ne-ați oferit foarte multe știri și abia aștept să vedem ce o să spuneți despre industria de apărare și mai ales perspectivele. E mare păcat de industria asta, domnule ministru. Mare păcat. România a avut industrie de apărare. Eram, nu știu, locul 7 în lume la export de armament înainte de 89. Nu mai putem fi locul 7, dar măcar locul 70, nu știu. Domnul Chiriac, o să vă spun un lucru așa tot pe final de emisiune. Fac cu mare drag și interviul acela. Ce am găsit în industria de apărare e foarte trist. Abia așteptam. Vă mulțumim foarte mult. Spor la treabă. Chiar spor la treabă.